Moldova în 2009. M-am stabilit în Marea Britanie și am lucrat la un fond internațional de investiții și mă descurcam foarte bine. Fiul meu a copilărit la Londra. Ca mulți concetățeni rupți de acest pământ, mereu eram conectată la realitatea de aici, de acasă. Mereu căutam știri, citeam și sorbeam discuțiile cu oameni care vin din Moldova. Eu știu cum trăiește diaspora. Eu știu dorul cu care se trece departe de casă Paștele Blajinilor sau Crăciunul pe vechi. Oamenii din diaspora sunt cu trupul acolo și cu sufletul aici. Mi-am promis în Anglia că mă voi întoarce în Moldova și o voi face numai pentru a mă implica într-un proiect de transformare a țării alături de oameni integri. De asta am acceptat oferta Maiei Sandu să revin. De asta am acceptat oferta Maiei Sandu să vin aici în fața voastră cu propunerea unui guvern și a unui plan de guvernare. Și da, pentru fiecare din noi este o onoare să facem parte din această echipă.